Gabriel, vino la masă. Da, da. Gabriel, vin acum. Gata. Mănânci tot ce ți-am pus. Da. Dar tot? Da, da. Dar tu unde pleci? La școală. Am cer de filozofie cu Socrate. Da. Păi ce, și sâmbăta? Mănânc acolo și taci. Bine. Am mâncat? Bravo. În cel mult 2 ore mă întorc. Și vezi, nu uita, faci baie și îți pui rufele la muiat. Nu poți să mă duc la fotbal. Nu, nu. Dacă vine tata, explici tu, da? Pa, bine, pa. E, hai, gata. Pentru azi am terminat. Liber. Ah, un moment, un moment. Aș vrea pentru ultima noastră ședință a Cercului de Filozofie să abordăm o temă mai inedită, mai... Titlul să-l găsiți voi, ha? Se poate și fără? Se poate și fără, dar aș vrea să fie un fel de radiografie. Cum, cum? O radiografie a sufletelor voastre la 18 ani. Un fel de radiografie a relațiilor sufletești dintre băieți și fete la vârsta voastră. Am cazul ăsta, am un titlu bombă! Declarație de dragoste! Foarte bine, bravo, bravo, ziaristule! Cine se oferă să țină dizertația? Păi expertul nostru în problemă, Alexandru Bârsan. Da, Alexandru! Cine-i Sfințu? Doar dacă ne faci o declarație în formule matematice. Stai, cine este de acord cu Alexandru? Da! Nu vă supărați toată și vreau să-l dat. Stai jos. Și ca să nu se supere colega noastră Corina, experta feminină în problemă, propun ca declarația să-i fie făcută chiar ei. Să avem iertare, nu sunt de acord. Dacă e să propunem o eroină acestei declarații, apoi nu poate fi decât Ioana. Cine este mai și mai decât ea? Bine, bine, atunci ne vedem peste 3 săptămâni, în regulă? Și cum, Alexandre? Chiar nu vrei să mă onorezi cu o declarație de dragoste? Tu ți-ai dori așa ceva din partea mea? Dar de ce nu? Și când vrei să se întâmple asta? Uite, chiar acum. Ești gata? Da. Angel Radios, de când te-am văzut întâia dată cu prima ta victimă ducând-o de nască pe un cățeluș Radios, mi-am pierdut uzul rațiunii, sunt nebun! Haide, fii serios! Te rog să mă ierți. Bine, dar aștept să fetelor, în seara asta sunteți invitatele mele. Bine, sunteți invitatele mele. Și ale mele. Și ale mele. Unde, unde, dacă nu suntem invitatele? E o reuniune trăznet la Lazăr. Ar trebui bine. Să ne schimbăm. Lasă, nu e nevoie. Arăți foarte bine. Ce? Asta e problema. Pe mine vă rog să mă scuzați, dar nu pot să merg. Hai, măi, măi, nu pot. La revedere, petrecere frumoasă. Ioana, Ioana, hai, te rog, Ioana, te rog, vino cu noi. Nu pot, Andrei, altă dată, acum mă grăbesc. Hai, măi, Ioana. Pa! Unde ai rămas, Ioana? În clasă și la ieșire erai gata să te sufoși de atâta companie. Ți s-a părut? Ei, te-ai hotărât cui faci declarația de dragoste? Corinei sau mie? Niciuneia. Și de ce, mă rog? Încă nu vreau. Eu nu sunt Rică Venturian. Nu trebuie să fii rică pentru a accepta ceea ce spunea Eugen. Ioana este cea mai, cea mai. Să știi că părerea lui Eugen nu este și părerea mea. Da. Bine. Atunci, la revedere. Ce e
să zici mersi că ne-am și spălat? Așa te-am învățat eu? Fugi de aici. Hai, lasă-mă pe mine. Fugi! Bine, bine, bine. Ce ne-ai dat, mă, Ioana? Noi trebuie fiecare sâmbătă seară să spălăm rufele. De ce nu ne ducem și noi la nuvărul? O să le ducem când o să avem bani de așa ceva. Păi, spune-i tatei să ne dea. Asta nu e treaba ta. Tata a trecut pe acasă? Păi, trecut, boscorodit, plecat. Eu sunt un zbor frânt, o melodie de aripi neterminată, un pas de sculț pe o palmă fierbinte, un zâmbet pierdut în râsul tău. Eu sunt o fereastră deschisă pentru zborul viselor tale, dar geamurile mi-au înghețat fără rost în iern de așteptare. Mizgândurile păsări îngenunchiate în zbor, cu aripile frânte de cerurile grele, portând... Care dintre ele? Asta. Da. Din clasa ta? Nu, e de la B. Mm-hmm. Când ai făcut poza asta? Asta toamnă la predeal. Și cum o cheamă? E, mama, acum. Da, înregistrarea. De la o ședință de cenaclu. Dar de când mergi tu la ședințe de cenaclu? Îți ajung cele de la cercul de filozofie? Nici acolo nu trebuie să mai duci. De acum încolo, gata, s-a terminat. Biologia și chimia. Admiterea bate la ușă. De ce cu cărțile astea? Flaubert, educație sentimentală. Cu dragostea unui de glumit, Alfred Dumise. Pregătesc o lucrare, mama. Uite cu ce-și pierde el vremea acum. Să nu le mai văd pe aici, gata. Dar știu, mamă, biologia și chimia, biologia, gata, știu, dar... Gata, te rog să nu te mai prostești. Să știi, Alexandre, că acum nu mai ai timp de glumit. Întotdeauna ai fost un copil serios. Bine. Știi cum m-au părăcluit colegii? Hmm? Sfinxul. Îmi place, Sfinxul. Dar de ce? Fiindcă sunt încăpățânat. Hai, Sfinxule, să mergem, că e gata masa. Mamă, eu nu dau la medicină. Ce vorba e asta? N-am lămurit odată lucrurile? Și tai că tu a fost de acord. Da. Da, dar eu n-am fost. Și până la urmă să-l conving și pe tata. Ascultă, Alexandre, v-ați joc de mine? Cu dragostea nu-i de glumit. Tovarășe profesor, am avut întotdeauna admirație pentru dumneata. Ești un om serios. Nu s-ar putea mai direct, tovarășa profesoară? Ce nemulțumire aveți? Nemulțumire e puțin spus. Ai zăpăcit toate elevele, ai zăpăcit întreaga școală. Nu înțeleg. Cum nu înțelegi? Cine le-a pus pe elevele din a 12-a, acum în pragul bacaloriatului, să-și facă declarația, auzi dumneata, declarații de dragoste? Angel radios în sus, angel radios în jos. E o chestiune de prost gust. Și dacă vrei să știi, și periculoasă. Tot ce e în legătură cu acești tineri de noi depinde să nu devină o problemă de prost gust. Asta e părerea dumitale. Da. Dar nu e și părerea mea. Și nu e cea mai îndreptățită. O să vedem. Oh, ce nervant. M-ai nervat. Nu știu ce să fac. Atenție, vă imortalizez. Un om și un pom, un pom și un om. Fiecare lângă pomul lui. Și o fotografie pentru veșnicie. Gata, v-am luat. Smile, Marius. Mama, ce înseamnă povestea asta, fiecare cu pomul lui? Asta e o chestie mai veche, tu n-ai de unde să știi. A venit abia anul trecut. Când am intrat în școală, fiecare am plantat un pom. A fost ideea directoarei noastre. Ca să prindem rădăcini, mă înțelegi? Adică să rămânem în continuare aici. Un om și un pom și o fotografie
pentru veșnicie. Da, pe Ioana cine o primește? Vino lângă tăiul meu, Ioana, ți-l ofer. Cu stăpân cu tot. Iana! Iana! Gata! Da. Opa! Alexandre, suntem la pe mine? Hai, Eugen, lasă o altă. Dacă mă rogi frumos... Te rog foarte frumos. Bine, atunci se aprobă. Vin imediat. Dă-mi voie. Să fie. Nici nu știi cum să începi. De ce să începi? Poate că-i de ajuns să continui. Te gândești că nu știi mai nimic unul despre celălalt. Da. Te înșel. Eu știu. Știi? Ce știi? Eu sunt o fereastră deschisă pentru zborul visurilor tale. Adică... Eu sunt o fereastră deschisă pentru zborul visurilor tale. Și totuși nu știi mai nimic despre mine. Despre un om care scrie asemenea versuri poți să știi foarte multe. Lucrăm cu esențele, decantăm. Și asta e lucrul cel mai important. Cred. Ne despărțim aici. Bine, da. Stau aproape. Și eu stau aproape. Știu unde stai. De unde știi? Trec de multe ori pe strada ta. Într-o zi te-am văzut în curte. Îmi pare rău, eu nu te-am văzut. Trec numai lunea și sâmbăta. De ce numai lunea și sâmbăta? Mă întâlnesc cu cineva. Cu cine? Secret. Ioana. Oh, autoritatea masculină ofensată. Ușură, Sfinxule. Decantăm deocamdată. La revedere. Ioana! La revedere. Ia che pink. To ja jestem zaręczona. Tak, kochanie, jesteś moją narzeczoną. Narzeczona.
cu glove și crâncii. Ale ja tobie pierścionka dać nie mogę. Nie mam. I bez pierścionka jestem twój. Na zawsze. Kocham cię. Kocham cię. Așa, maică, nu vă jenați, că doar e de dragoste. Ți-a plăcut? Da, ți-am spus că e bun. Vrei înghețată? Bine că nu știe mama de el, altfel m-ar trimite să-l mai văd încă o dată. Unde mai găsești pledoarie ca asta pentru medicină? Cu mine faci tu pe grozav, spune mai bine că ți-a plăcut și ție. M-a plăcut, sigur, da. Mama... Știi ce mi-a plăcut? Nu vă supărați, acesta este un film de dragoste sau, sau poate că n-ați observat bine? Ea-i prietena mea, Ioana și Alexandru. Bună. Ce faci, Ioana? Cum o duci la noua ta școală? După toate aparențele, văd că o duci foarte bine. Foarte bine. Dar ce voi vă cunoașteți? Pe noi vă rugăm să ne scuzați. Ne grăbim. La probină, la revedere. La revedere. Păcat că o iubire este întrerupt atunci când este la probleme. Despre ce-i de tine. Orice casiune. A ridicat. O cunoști? Am fost colege 3 ani. Și de ce a plecat dragă de la școala voastră? Pentru că a fost un scandal cu unul dintre a 20. L-a pălmuit în fața liceului și atunci a trebuit să se mute. Auzi? Dar Junele, cine e? Alexandru? Este ultima ei achiziție. Sunt inseparabili ca emisferele de pe poarta Sărutului. Au parcul lor, au banca lor, sunt extraordinari. Romantism leșinat. Ia te uite, lansator de modă retro. Bună. Ce faci? Când ai venit? Maica ta a fost chemată la spital. Are o urgență. Vezi că ți-a lăsat mâncare pe ragaz. Te ascult. Lasă prostiile. Nu fi obraznic. Nici cu mama n-am fost obraznic. Dar ce să fac dacă nu înțelege? Ascultă, Alexandru. La urma urmei, nu crezi că maica ta are dreptate? Iar începi. Credeam că pe tine te-am convins. Și dacă mai târziu o să-mi reproșezi, tu crezi că viața pe șantier e o glumă? Știi bine că uneori nu mă vedesc cu săptămânile. Da, da. Îți place, nu? Al dracului îmi place. Și mie. Cred că trebuie să ne mai gândim. Ioana, știu că azi e sâmbătă, dar hai să te conduc până acasă. Nu, îmi pare rău, dar rămâne pe marți, cum a stabilit. Ce faci, Alexandre? Cum merge bine, declarația? Bine. Îți plac muzele, a? Îmi plac, îmi plac. Dar, și ele mie. Hai, salut, salut, Alexandre! Alexandre! Vă rog să vă uitați. Ce-ai făcut, mă, băiete? Vezi dacă alergi, că te grăbești. Să-l dau, mamă, îl trimit! Gabriel! Gabriel, haide! Acum!
am luat greșeală, da? La revedere! Bună ziua! Ați venit după vreun copil? Nu, o căutam pe verișoara mea, Ioana Popa. Tovarășa, nu știți? Da, dragă. Trebuia să vină, nu știți, a venit? Ionel, te rog să te duci în clasă să aștepți, da? Trebuie să vină. Hai. Da, tovarășa. Săracul, nici el n-are mamă. Ioana Popa a fost. Seara din Aurea a plecat. L-a luat pe ăla mic. Ce-i cu tine, Dedescu, la cu noaptea în cap? Vreau să ajung mai repede la școală. Aha. Ți-am pus niște plăcinte cu mere. Salma. Sigur, ești liniștit? Dar ce s-a mai întâmplat, dragă? Astea ar mai trebui acum. Să-i sucească vreuna mințile. Pe ce ți-ai îndrăgostit? Dar nu-i firesc? N-are voie? Lasă că aflu eu. După ce că n-ai fost în stare să-l convingi cu... Acum o ia razna și cu fetele? Tocmai când bate examenele la ușă. Te rog să stai imediat de vorbă cu el. Lasă-l, femeie, în pace. E un băiat serios. Salut, mâna, oameni. Salve, tată. Salut. Ai avut vreodată probleme cu el? Ca de obicei, tot greu pe mine rămâne. Tu nu ți-ai găsit niciodată timp să stai de vorbă cu el? Asta a fost viața mea. Viața ta? Da. Da, viața mea! O viață întreagă am făcut și am desfăcut geamantane. Ba, nu am mai făcut ceva. Până și asta. Am așteptat. Hai, hai. Nu-ți mai faci atâtea griji. O să fie bine. Hai, dacă te îmbraci repede, te duc la spital. Dacă vine ăla cu lumina, spune că mă duc eu să o plătesc. Și ai grijă să-i dai băiatului doctoriile. Gabriel, azi nu mergi la internat. Îți iei medicamentele și nu ieși afară. Ne-am înțeles? Zău! Ura! Trăiască gâncile! Bună ziua! Ce cauți aici, puișor? Aștept un coleg. Ah, ca să mergeți împreună la trăsnaia asta? Numai gărgăuni aveți în cap. Alexandra, ce vine aici? Dacă mă vedea și pe mine. Bine că nu știu unde stau. Am venit să stau la școală, iartă-mă. Ia uitați-vă minunea minunilor! Alexandre! Servieta lui Alexandru a început să producă flori. Andrei, termină! Desigur, desigur pentru cea mai și cea mai, dar ceea ce nu pricep eu este cum de floarea stă în geantă. A, ne lipsește curajul! Da, păi atunci o să-l ajutăm noi, e colegul nostru, ce naiba, nu? Ține, 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 ține
Din partea mea această floare ca pe o splendidă corolă de minunea lui. Așa-i că-ți place? E superbă, nu? Aiurea, așterpelit-o, nu vedeți că n-are coadă? Lasă-i frumos! Dar ce numai pentru ea? Ce-i cu voi aici? Ne scuzați. De ce nu sunteți în clasa voastră? Hai? Stați jos. Și cu tine ce-i? Unde umbli? Deci în bancă. Cine lipsește? Cine-i dragă Sfinxul? Vă rog, liniște. Și ce înseamnă se topește? Nu știți cine e Sfinxul? Liana, lasă-mă, drag. Distinsul nostru coleg, Alexandru Bârsan, dintre a 12-a. Cine? Bârsan? Și de ce Sfinx? Popescu! Pentru că e foarte serios ca un sloi de gheață. Numai că acum, după cum vedeți, se topește. Ați depășit orice limită. Și povestea asta cu cea mai și cea mai, ce înseamnă? Ascultă, fetițo, unde stai? Nu cumva pe aleea castanelor? Ba da. Da? Aha. Stai jos. Stai jos. Popescu, treci la tablă. Mă rog. Gata cu izlășel. Ioana, uite-te în ochii mei. Ioana. Ioana. Gata cu izlășel. Recunoști că sâmbătă mergem la dans la școală? Da sau ba? Instanța întreabă încă o dată, da sau ba? Da. Ei bine, nu e sâmbătă. Cum adică nu e sâmbătă? E acum, aici. Fii atentă. Hocus pocus. Preparatus? Ciribic ciribaboi? Continuare urmează un concurs de dans, organizat de clasa 12-a. Perechile, voi ieși din coș, poftiți la inimioare! Poftiți la inimioare! Și pentru fete! Poftiți la inimioare! Haideți la inimioare! Poftiți la inimioare! Date, bă! Date, o cheamă pe Beatrice! He, drumul la fericire nu e chiar așa ușor, băiatul aia a traversat un purgatoriu. Hai la inimioare, hai, hai, poftim la inimioare, poftim la inimioare, hai, venite aici la inimioare. Ce ți-a pitat? Izold. Păstrează-l pe Tristan pentru Alexandru. Hai, poftiți la inimioare! Hai, poftiți la inimioare, hai, hai, poftiți la inimioare! Inimioarele secrete pentru băieți și pentru fete, hai, poftiți la inimioare! Ce-ai? Ce ai? Izol! Muzica! Sâmbătă după amiază.
fi găsit la fata asta? Că nu-i nimic de capul ei. Și dintr-o familie, nu, o să-l strice pe vârsta. Acum îl deține perechea Tristan și Izolda. Iar acum ultima probă din concurs, vals. Acum să vă vedem, la vals. Că la zvânțuială nu vă întrece nimeni. N-am dreptate. Ce-i cu voi? De unde veniți? De la Cinac. Bravo, bravo, bravo. Da? Alexandru, mi-am uitat ochelarii, te rog un taxi și vino repede. Am o operație urgentă. Da. Nu mai e nevoie, a găsit niște ochelari. A intrat în operație și m-a deranjat. Ți-e rău? Nu. Ai grijă de bolnavul de la salonul 2, da? Doamna, doctor, mi-a salvat copilul. Mulțumesc, nu o să voi toată viața. Toată viața. Stați, stați, poftiți, poftiți. Sărut mâna. Ești groazavă. Uite ochelarii. Se-a trecut, a? Da. Nu-i nimic, așa am pățit și eu la început. Dar să știi că dacă m-ai chemat să-mi arăți cât e de frumos să fii medic, nu ține. Nu fi prostuț. Hai că-i târziu. Fierar să fie, am stat la o coadă, nu trebuia să mă aștepți. Ce facem, că a intrat profesorii? Mâncăm prăjitorile. Ce faceți aici, puișorilor? Prăjitori în timpul orilor. Chiuliți, dulce chiul. Tu așa, Bărsan, să vedeți. Ce să văd, Bărsan, Alexandru? Văd că te duce cu zăhărelul și e păcat de tine, băiatule. Tovarășul profesor, nicio tovarășă profesor. Poftiți amândoi cu mine la tovarășa directoare. Poftiți, profesor, n-am poftiți. Vă rog. Să vă explic. Nu-mi explici nimic. Am stat la rând. Am înțeles. Voi mergeți la clasele voastre. Să mai discutăm. Dacă va fi cazul, o să vă scădem nota la purtare. Cum dacă e cazul? Dumneavoastră nu vă dați seama că noi purtăm o răspundere? Dacă sunt vinovați, să-i pedepsim. Altfel nu ne dă nimeni dreptul să-i batjocorim. Și eu mă trezesc uneori uitând că am fost tânăr. Dar le stă bine împreună, nu? E clar. Am înțeles. În asemenea condiții... Bună ziua. Ce vânt aduce? Un reportaj despre cum se poate lua o nouă la portare? Nu, 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 nu. Uite, domnule, dacă le vrei rezolvate, uite caietul. Până mâine. Mâine l-ai. Stai, să-ți fac o citronadă. Pune-ți o casetă. O vrei mai dulce? Da, da.
Dragostea modelează liniile ființei umane. Ea trăiește din izvoarele sufletului. Ei, te-ai hotărât? Dar la ce dai? Vieții cu ochii minții. Rămân la TCM. Dacă intru bine, dacă nu, adio și n-am cuvinte. Mă angajez la fratele meu, la uzina. Dar tu? La mine încă la masa tratativelor. A, serios? Câte ora? Nu merge. Ai ce joacă? Aoleu, gata, am plecat. Stai, mă, nu, stai să închide, fac asta. Închide, ce las-o pe altă dată. M-a trimis maica mea să-i cumpăr ceva și la ora asta? Ce, nu cunoști pe maica mea? Pa! Hai, salut! Îmi pare nespus de bine că v-am putut fi de folos. Ne cunoaștem de atâta timp și n-am să uit niciodată ce ați făcut pentru mine când am fost operat. Vă mulțumesc pentru tot ce mi-ați spus. Am simțit eu ceva, dar am crezut că e o simplă doamnă de puști. Ce puști? Nu-i nimic. Lămurim noi lucrurile, n-aveți nicio grijă. Sper că ne-am înțeles. Îl lași în pace pe băiat. L-ai amețit destul până acum. Și încă într-o perioadă importantă pentru viitorul lui. De ce nu și pentru al meu? Mă rog, mă rog, și pentru al tău, dar acum eu vorbesc numai despre el. De ce nu și despre mine? Te rog să termin cu o obrăznicire. În orice caz, drumurile voastre nu se vor uni niciodată. Ele sunt cu totul diferite și rămân diferite. Pentru că, mă rog, sunt multe. Nu mă obliga să vorbesc. Asta-i. Bună ziua. La revedere. Ioana, a venit tata? Nu. De ce te-ai sculat? Du-te la culcare. Ioana, dacă s-a întâmplat ceva cu el? Nu i s-a întâmplat nimic. Du-te și te culcă. Poate are treabă. Ioana, pot să vin în patul tău? Bună ziua. Aici locuiește Ion Popa? Da. Sunteți fica? Da, eu sunt. Capitan Marinescu, putem intra? Da, poftiți. Tovarășul procuror Vârlan. Bună ziua. Bună ziua. Dar nu înțeleg ce s-a întâmplat. De ce ați... Spune-mi, dumneata e un frățior, nu-i așa? Da, am. De obicei, cine vă ajută pe voi? Un unghi. Știți, mama a murit acum 2 ani. Da, știu. Și nu mai aveți pe nimeni? Ba da, o mătușă la Constanța, sora tatei. Dar ce s-a întâmplat? Ia loc, te rog. Îmi pare rău. Aseară s-a produs un accident de muncă la fabrică. O neglijență cu urmări foarte grave. Tatăl dumitale era băut. S-a întâmplat ceva? Lui nu. Înseamnă că... Da. Un om și-a pierdut viața. Și ce o să pățească? Nu se știe încă. A fost reținut pentru cercetări. Aș putea să-l văd? Deocamdată nu. Dacă ai nevoie de ceva până se lămuresc lucrurile, mă găsești la numărul ăsta. La revedere.
Monsieur. Ce zici? După ce tocești oasele la anatomie, facem o plimbare prin parc? Nu te supăra, nu pot. Hai că nu fii moarte de om, tot cu 10 intri la medicină. Altă dată, te rog, da? Bună ziua, tu și Maria. Da, cum s-a întâmplat? Adică ce să se întâmple? Cum ce? Povestea cu domnul Popa. Moartea mamii tale l-a făcut pe semne să-și iasă din munți. Băutura, beția, tu ce ai făcut ca să-l oprești să-l mai bea atâta? Să-l fi oprit, iată unde l-a adus. Să-l fi oprit. Ioana, fata mami, ce-i cu tine? Ți-e rău? Ce s-a întâmplat? N-am nimic. Hai, n-am nimic. Hai, intră în casă. Hai. Hai, Ioana. Hai, bea. Mulțumesc, tu și Maria. Lasă, maică. Nu-ți mai faci atâtea griji. Uite, sunt aici lângă tine și am să te ajut la nevoie. Alo? Cine e? Vă rog să mă iertați. Știu că e foarte târziu. Aș vrea să-i spun ceva lui Alexandru. Sunt o colegă de la școală. Ce colegă, fetițo? La ora asta, la două noaptea? Am o problemă foarte gravă. Dacă ai probleme grave, spune-le mamei și tatălui dumitale. Nu deranja niște oameni străini. Ascultă, nu cerceta aceste legi, că s-ar putea să le înțelegi și pe urmă să te văd. Ce cu Ioana? Stai, domnule, liniștit. Are fata niște probleme și o să vin. Ce probleme? Asta și tu acum, vrei să le știi pe toate? Probleme. A spus că le rezolvă și vine. Bine. Alo? Ioana, tu ești?
Ioana? Ioana, răspunde! Ioana, răspunde, știu că ești acasă! Să rămână, mă iertați că vă deranjez. Bună ziua. Știți, vecina dumneavoastră, Ioana Popa, ați văzut-o cumva păi, astăzi? Sigur că am văzut-o, cum să nu o văd? Tocmai Adine Aurea a plecat de acasă. Dumneavoastră, pe cine căutați? Bună ziua, unde îl pot găsi pe tovarășul capitan Marinescu? Pe capitan Marinescu? Uitați-vă, chiar acum coboară pe scări. Vă mulțumesc. Bună ziua. Bună ziua. Alo? Eugen? Salut, Alexandru. Păi fii atent, azi nu vin dacă întreabă Socrate de mine. Alexandru, vino mai repede. Pune tu un trombon. Se răcește laptele. Da, vin. Bun, hai salut, noroc. Am venit. Ce ai? Nu prea ești în apele tale. Placuri. Probleme de amor? Nu prea cunosc expresia. Când aveam 12 ani, am întrebat-o și-o pe mama ce înseamnă cuvântul amor. Și ea mi-a răspuns. Omul când se naște spune A, iar când moare spune mor. Deci, amor. Între aceste două hotare, viața. Cred că am să o plagiez pe bunica mea. Praful fac pe Socrate. Hai mai repede că întârzi la școală. Nu te duci la spital? Azi am liber. Diseară vine și tata mi-a dat telefon. O să avem musafiri. Cine? Lasă, o să vezi tu. Ioana! Ioana, ce s-a întâmplat? Ce-i cu tine? Tu nu știi nimic? Ce să știu? Te caut de două zile. Nu te găsesc. Mai am balon, Corina. Ce s-a întâmplat? Alexandra, îmi pare rău, dar nu pot să spun nimic acum. De ce? Nu înțelegi? Acum nu pot. Nu înțeleg. Înseamnă că nu vrei sau că n-ai încredere în mine. Ce încredere să mai am în tine? Te caut de două zile și tu te ascunzi. La telefon mă evizi, te faci că nu ești acasă, umbli numai tu, știi pe unde și îmi spui să te înțeleg. Ce să înțeleg? Alexandre, te rog, te rog să nu ne certăm acum, da? Ioana, vin cu tine. Nu, nu, nu se poate. Nu, rămâi, Alexandre. La revedere. Ioana! Mai ușor, tinere, mai ușor, că ai speriat fata. Nu ești buldozer. Ne-a tăticu, bună ziua. Vezi că ai să primești o scrisoare. Ce scrisoare? Mai vorbim una, că mă grăbesc, am o ședință la centrală. Te-am trezit? Nu, nu dormeam. Știi, atunci când cu ochelarii la spital, am fost ca măgar. Îmi pare rău. Nu-i nimic, a trecut. M-am hotărât să dau la medicină. A salvat viața cuiva, nu e o bagatelă. Știu că ți-e foarte mult la asta. Oh, bună seara! Bună seara! Sărbana, domnișoară! Bună seara! Bună seara! Sărbana, bine ați venit! Bine v-am găsit! Ah, bună seara! Te pup, Maria! Sărut! Fiica noastră! Mihaela, e într-adevăr foarte frumoasă. Te știu din poze de când erai atâta. Băiatul nostru. Alexandru. Noi ne cunoaștem. Vă cunoașteți? De când? Ăsta e secretul nostru, nu? Ați și început să aveți secrete. Da, vă rog, poftiți. Vă rog. Mulțumesc. Poftiți. Te rog. Hai, dracu. Așa. Alexandru, fii. La stânga. Alexandru, ce părere ai? Ne retragem? Mihaela. Nu vă speriați, așa e Mihaela, vrea să dea gata pe oricine. Altfel e o fată foarte cuminte și foarte silitoare. Mamă, nu-mi strica buna reputație, te rog. Hai. Muzica ai? Da. Pune muzică.
Dar ce ordine e la tine în cameră. Ce curățenie. Auzi? Ție nu-ți vine câteodată să arunci cărțile pe jos, hainele, mă rog, ciorapii, tot ce întâlnești în cale? Nu. Mie da. Stai. V-am adus și puțină vișinată făcută de mine. Nu e prea tare. Alexandru, de ce nu ești atent? A, nu, nu, nu vă faceți probleme, eu nu mă formalizez. Bine. Eu mă duc dincolo, mai am treburi. Vă las singuri. Minte are mama. Așa sunt eu. Și în general, nu-mi plac fetele care fumează. Vai, dar ce limba scutită ai, tinere. Să știi că îmi place. Auzisem numai lucruri bune despre tine, începusem chiar să mă tem. Ai făcut cercetări? Da, bineînțeles. Atunci mă bucur că am început să cresc în ochii tăi frumoși. Ei, bravo, Alexandru Bursan. Și pentru că nu-ți plac fetele care fumează, uite, uite, fac un sacrificiu pentru tine. Deși fac foarte rar sacrificii pentru cineva. Sunt învățată bine, ca alții. Bine, bine. Sunt impresionat. Să ciocnim pentru asta. Nu mă prea umor cu băutura. Dar tu n-ai niciun viciu. Mie nu-ți plac nici țigările, nici băutura, nici fetele, chiar nimic? Cine poate să înțeleagă fetele? Bravo, Alexandru Bursan! Îmi place! Vezi că mi-ai spus-o odată și ar putea să te cred. Păi și de ce să nu mă crezi? O să crezi. Adică, de ce să nu-mi placi? E bună mânca pe șantier, nu? Și teoria. Dar lui Socrate nu-i prea pria. De unde-l știi? Fiecare cu secretele lui. Păi, la mie mi-ajunge. Ai un tango? Sigur, suntem o casă respectabilă. Dansezi bine, Alexandru Bursan. Și tu? Mm-hmm.
pentru prietenie și izbândă. Și pentru iubire. Ești derutant, tinere. Fac asta fără să mă străduiesc. Da. Alo? Alexandru? Da. Bună, Mihaela la telefon. Cine? Mihaela! Ah, bună! Ți-ați urez somn ușor sau... Sau? Sau vii să facem o plimbare împreună. Hai zi repede. Se pare că n-am de ales. Nu-i așa că m-ai visat? Se putea altfel? Și cum ai visat? Hai spune repede cum. Dansând. Am dansat cu tine toată noaptea. Păi asta înseamnă că nici nu ne-am despărțit. Și vrei să-ți mai spun ceva? Și eu te-am visat. Da? Uh-huh. Am visat că ne plimbam. De asta ți-am și telefonat. Să fie în continuarea visului. Aici porneau alei spre dreapta, apoi un bazin cu apă și în spatele lui s-alcâm pitiș cu flori liliachi. Ce te uiți așa la mine? Tu n-ai mai fost niciodată pe aici? Nu, ce să caut eu în parcul ăsta? Fantastic! Tu știi că aici chiar există o alee cu s-alcâm care fac flori liliachi? Alexandre, dar eu am visat! Zău am visat și... Și tu știi cum e în vis, nu? Orice e posibil. Chiar și... Ce-ar fi să ne așezăm? Suporți o declarație de dragoste? Uite, ne așezăm aici pe banca. Nu. Ba, dar uite aici, ne așezăm aici pe banca asta. Hai în altă parte. Să lăsăm parcul ăsta în pace. Parcă ziceai că ai visat. Și eu care credeam că ești romantic. Știi ceva, Alexandre? Prefer să rămân cu visul. Eu venisem pentru că vroiam să te văd. Mi se făcuse dor de tine. A trecut atâta vreme de când ne-am văzut ultima dată. O mică eternitate. Eu sunt Alexandru, da. Un coleg al Ioanei. Trebuie neapărat să vorbesc cu ea. Știi unde e? Că la școală n-a venit. Nu, la mine vine doar sâmbătă să mă ia și atât. Bine. S-a întâmplat ceva, nu știi? Nu s-a întâmplat nimic. Ce să se întâmple? Bun, salut. Atențiune, săptămâna tangourilor! Show săptămânii!
Dragostea modelează liniile dinții. Ea trăiește din izvoarele sufletului. Andrei, oprește-l! Țineți-l dacă vreți să ascultați mai departe! Și acum, replica dumneiei! Te iubesc, Andrei! Încetează! Cum iubesc? Andrei, te încetează! Andrei, încetează! Țineți-l! Andrei, dacă dai mai departe, ești un măgar! Fiecare sfânt! Țineți-l acolo! Ține-l! Andrei, te rog! Te iubesc, îmi iubesc florile! Ești în... Andrei! Andrei! Și greu de strălucire! Hai, dați-vă la o parte! Te aștept! Ce-a venit? Mandrei! Nu se poate, tinere! Nu se poate! Mă așteptați cu toți aici! Bine, tași, profesor! Da! A 11-a, vă rog, la clasă. Imediat vă aș aduce. Și ce era dacă ascultam banda? Ce crimă era? Alexandre, să nu te superi, dar de data asta să știi că eu nu sunt cu tine. N-ai dreptate, Andrei e de vină. Ce înseamnă asta? Cine-i dă lui dreptul să se amestece în viața unui om? Poate că era o problemă intimă, de suflet. M-am săturat de golănisme. Și apoi, de unde avea el banda? I-ai dat-o tu? Și chiar dacă ar fi fost așa, cine dă lui dreptul să... să-i dea în cap? Cine? Stați, mă, că n-a fost chiar așa. Erați cu toți acolo. Dar nu vă dați seama că dintr-o tâmpenie că asta se poate întâmpla o nenorocire? Bineînțeles că da. Ce-ar fi să mergem cu toții la spital? N-are niciun rost. Trebuie să-l așteptăm pe Socrate. Secretarul TC. Da, tovarășa directoare. Convoci imediat toată lumea și mă anunț când se întoarce tovarășul diriginte. Particip și eu. Fapta este extrem de gravă. Dar ea este cauzată de toleranța nesăbuită a unor profesori. Nu e admisibil ce se întâmplă în unele clase. În situația asta, propun exmatricularea elevului. Un moment, tovarășa directoare, dacă mă îngăduiți. Eu sunt numai invitat aici, dar eu cred că față de întâmplarea petrecută, căci de o întâmplare e vorba, nu de o conduită permanentă, pedeapsa cerută e mult prea exagerată. Bârsan este unul din elevii bune ai școlii. Da, și de acest fapt trebuie să ținem seama. Iată, de pildă, zilele trecute am primit o scrisoare de pe șantierul unde elevii noștri au făcut practica astă vară. Chiar ne-au rugat să-i transmitem mulțumiri lui Bârsan. Fapta săvârșită este adevărat gravă și trebuie pedepsită ca atare. Elevii trebuie să-și dea seama că dintr-o năzbâtie copilărească se poate ajunge la o situație dramatică. Propun amânarea bacalaureatului pentru sesiunea din august. De acord? De acord. Ce părere ai? De acord. Eu mă opun. Am reținut. Ceilalți, am înțeles, sunteți de acord, da? Da. Deci, amânarea bacalaureatului. Tovarășe directoare, v-am spus că nu e bine să le căutăm în coarnică și așa fierbe destul. Ca să-i mai punem și noi pe jar. Să ne ocupăm de sufletele lor. Poftim suflete. Au început să se omoare în clasă. Declarație de dragoste, nu? Și capete sparte. Bravo, tovarășe profesor, bravo! Dânsul ar trebui să fie primul sancționat. Iar dacă dumneavoastră nu o faceți, vă anunț că o să merg mai departe. Eu sunt pentru științele exacte, nu pentru declarații de dragoste. Va trebui să-ți dai bacalaureatul în august, Alexandre. Pare rău. Vreau să știi că și eu am fost de acord. Uite, ai o scrisoare. Îți aparține. Vă rog să mă iertați. Îmi pare foarte rău. Mâine ar fi trebuit să... Știu. Să-ți susții tema. Cine ar fi crezut că gândurile noastre bune, că tot ce am încercat să facem, are să duc aici? Ca să-ți răspund serios la asta, ar trebui să-ți dau un citat din Socrate. Și zău că e complicat. Acum, cum să-ți explic? Viața. Ne-o ia uneori înainte, flăcăule. Ea le încurcă și le descurcă pe toate. Înțelegi? Ultima rațio. Nu uita.
Și acum îți iei medicamentele, da? Da, da. Bună ziua. Azi nu ți-ai luat halat? M-am grăbit. Salut. Salut. Altele mai dulci n-am găsit. Unde să le pun? Noroc că e dulce viața noastră, că în rest... Vedem noi cât de dulce o să fie în august. Da, de ce? Mi-au amânat și mie examen. Compătimim deci împreună? Nu puteam sta la singur. Hai, ia. Ia și tu. Nu iei? Mis gândurile păsări îngenunchiate în zbor, cu aripile frânte de cerurile grele, purtând spre împlinirea arcadelor de stele întâiul pas, învins al prăbușirilor. Te iubesc cum iubesc diminețile ce murmur în suflet, pure și adevărate, ca fiecare cântec închis în trupul meu. Te iubesc cum iubesc florile ce-și înalță culoarea spre ochii unui albastru imens și greu de strălucire. Te aștept ca pe o ploaie de primăvară, cu buzele însetate și mâinile întinse în adorare. Alo? Alo, tu ești Ioana? Bună, eu sunt Liana. Ce-i cu tine? În ultima săptămână de școală ți-ai găsit să chiulești. Am fost bolnavă. Știi, policlinică, medicamente, dar mâine vin. N-ai aflat nimic? Nu, ce să aflu? Păi cum, povestea dintre Alexandru și Andrei? Bătaie, scandal, spital? Nu, n-am știut, de unde să știu. Poftim. Poftim. Citește. Numai tu ești de vină. Pentru toate ți-ai găsit timp, numai pentru copilul tău. Ce-ai fi vrut să fac? Să-ți găsești timp și pentru el. Tu te-ai interesat vreodată cine e aia după care îi sfârie călcâiere? Pune deoparte. Totul să cadă numai în seama mea. Trebuie să avem încredere în Alexandru. Cum adică? Se bate ca un huligan. Huligan. Pierde bacalaureatul. Facultatea. Fiindcă medicina s-a dus, bineînțeles, nu? Sper că asta știi. Asta-s vreo voi. Acum poftim, fuge de acasă. Și mai vreau să mai fiu și calmă. Nu mai pot. Hai, mă, stai cu mine. Lasă-mă. Te rog. Te rog, fă ceva. Trebuie să-l găsim, da? Bună ziua. Bună ziua. Vă rog să mă scuzați. Cine ești dumneata? Sunt o colegă a lui Alexandru. Ioana Popa. Va să zic că tu ești Ioana Popa. Fetiță, te rog să pleci imediat. Mi-ai făcut destul rău. Eu? Da. Din cauza ta s-au întâmplat toate. Bine, dar Alexandru... Pentru tine, Alexandru nu mai există. Să-ți intre bine în cap. Domnișoară, Alexandru a plecat de acasă. Nu știm unde. Ai vreo bănuială? Știm unde ar putea fi? Nu. Vă rog să mă scuzați. Bună ziua.
ziua, îl caut pe toașul Cristea. Cristea? Nea tăticu. Păi zi așa, măi țâcă. Vezi că acum a plecat într-acolo, spre biroul. Acolo? Uite acolo. Mulțumesc. Da. Hei, băieți, veniți încoace. Bună ziua! Ia te uită! Cunoștință vechi! Da. Nu ne-am văzut de mult. Te pomenești că ți s-a făcut dor de noi. Am primit scrisoarea de la dumneavoastră. Stai jos! Mulțumesc! Mulțumesc! Ia zi, ce vânt te aduce la noi? Am venit să lucrez aici. Și liceul ai terminat? Da. Și bacalaureatul, cu o nepoată de-a mea aculdă? Eu îl dau în august. Și Platon? Sau Aristotel? Profesorul al vostru de astăvară. Socrate. Așa, Socrate. Băi, Filică, adună oamenii că vin. Hai. Hai cu tăticul, hai, hai, hai. Tot el v-a fost diriginte? Da. Bun băiat. Și zici că vrei să lucrezi la noi. Da. Păi atunci să vedem ce pui de filozof a scos Socrate din voi. Hai cu tătii. Meștere, ăsta să... Vezi ce au făcut băieții pornind de la ideea ta? Deja le-am pus la toate excavatoarele. Am văzut pe șantier. Îți bune? Sais! Hai, 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 mai repejor, mai repejor, că nu mergi la nuntă. Imediat. Asta e bună, hai. Hai că te adică. Ionescule! Donați! Ionescule, vină încoace! Mai la stânga! Îl dau în primire. Răspuns cu capul bine. Și tu-ți vezi de treabă, să n-ai de-a face cu neatătii. Hai, la treabă. La o parte, la o parte! Alo! Dragi profesor! Alo! Da, la telefon e... Neatăticu! Cine? De la șantier, știți? Ah, sigur că mi-amintesc. Vă salut, mă bucur că vă aud. Am primit și scrisoarea în legătură cu elevul nostru. Da, da, da. Păi, tocmai despre el vreau să vă vorbesc și eu. Tu ți-a mai scris o vedere. Pune-o la colecție. Să știi că eu tot mă duc la el. Dacă pe tine nu te interesează ce face, te privește. Dragă, dar nu știm ce faci. Socrate e un om serios. Mihai. Mihai. Nu înțelegi că mi-e dor de el? Las. O să fie bine. Ia să văd. Frumoasă vedere. Ei, ce-ai făcut? Ce-ai făcut? Am intrat, dați-o! L-am picat! Ce-ai făcut? Dau la toamnă, la teatru! Bravo! Mă las de drept, gata! Am intrat! Bravo! Bravo! Bă, 95! Ai super! Am reușit! Am reușit! 95! Bravo! Aveți un magistrat în familie! Mergi acasă? Te duc eu cu mașina! Abia aștept să-i văd pe ei tăi, să-i văd cum o să se bucure. Ce s-a ales din ancheta aia cu Isosce? Te-a
Te-au dat sau nu te-au dat afară? A plecat ea. Cum? S-a supărat și s-a pensionat. La cerere. Bravo, o figură geometrică mai puțin. Ei, ei, ai grijă, să nu fiu un permis de conducere mai puțin. Unchiule, de Alexandru Bârsan mai știi ceva? Alexandru Bârsan? De unde și până unde? Ce te miră așa, îl cunosc. Mama e colegă cu maică sa la spital. Am fost și la el acasă. E un tip grozav. Da? E pe șantier. Pe șantier? Care șantier? Lasă, fetițo, că nu se încheie viața aici. Se mai ține examen și la an. Ai încredere, ai curaj. Gabriel, Gabriel, am reușit. Sunt studentă, sunt studentă. Bine, hai la culcare. Noapte bună. Noapte bună. Alo? Da? Bună seara. Vă rog să mă scuzați. Tovarășul procuror Vârlan? La telefon. Îmi cer iertare. Știu că e o oră cam nepotrivită, dar poate abuzez. Dar cine întreabă? Ah, vă rog să mă iertați. Ioana Popa. Mi-a spus că pot să vă mai caut. Da, domnișoară, te ascult. Aș vrea să vă rog ceva, dacă se poate. Spune, te rog. Ați putea să-i transmiteți tatălui meu că am reușit la facultate? Te felicit. Tatăl dumitale se va bucura foarte mult de această veste. Vă mulțumesc. Noapte bună. Și iertați-mă, nu-i nimic. Noapte bună. Dragă Ioana, mi-ai reproșat că n-am încredere în tine. Am stat mult și m-am gândit dacă nu cumva eu sunt cel vinovat. Mi-e dor de tine. Cu facultatea ce ai făcut, să știi că am ținut pumnii strânși pentru tine. Stupid. Ce-i meștere? Bă. Hai, tăticu. Și vezi, nu uita povestea cu buldoza. Cucu!
Ce e cu tine aici? Alexandre, să nu-ți închipui că am venit aici pentru că mor după tine. Eu am venit numai să te văd în ipostaza asta de om al muncii în salopet. Nu te bucuri? Ba da. Sper că-ți doreai o plimbare cu mine, nu? Hai. Alexandre, tu fumezi? Alexandre, n-are rost să te frămânți atâta. E drept, nu e prea roșu ce ți s-a întâmplat, dar... Mihaela! Te rog, n-am chef de asta. Dar eu nici n-am venit pentru asta. Eu am venit pentru că... Ce ai zice dacă ți-ar spune că mi-a fost dor de tine? Nu vrei să stăm aici? Mi-a fost dor de tine, Alexandre. Alexandre, spune-mi și mie un pic că mă iubești. Iartă-mă, Mihaela. Te rog să mă ierți. N-ai de ce să-și ceri iertare. Care atât. Tu chiar n-ai înțeles că țin eu la tine? Când am aflat că te-ai ascuns aici, am fugit imediat să te văd. Ești o fată bună, Mihaela. Dar asta nu-i de ajuns, nu? Zău că ești o fată bună. Alexandre? Hmm? Tu te mai gândești încă la ea? Da. Știi, tatălui Ioanei s-a întâmplat un necaz. Ceva în legătură cu un accident la fabrica lui. Ce-ai spus? Nu știu, o poveste încurcată. Sunt încă în cercetări. Mi-a spus Socrate că Ioana a avut un adevărat șoc. Te duci la ea? Trebuie să o caut. Sărmâna. Nu sunt acasă. Mata, cine ești? Sunt Alexandru, un coleg al Ioanei. A, mata ești Alexandru? Da. Păi e plecată la mare cu frățiorul ei, ăla micu, Gabriel. A invitat-o mătușii sa ca să-și petreacă vacanța la mare. Stai puțin, că mi-a lăsat pe hârtie adresa. Thank you.
să fac un colier frumos din ele. Bine, dar nu mai sta atât în apă. Poate smulge așa, orice val. Ioana! Ioana! Ioana!